Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim că ați venit la noi să ne vizitați. Eu mă numesc Dumitru Alaiba, sunt deputat și eu în acest parlament. Am onoarea să fiu parte din această schimbare, dacă vreți, din acest nou val de speranță pe care sper foarte mult să nu-l pierdem, dacă vreți. Eu sunt ales din partea diasporei, din America de Nord, circumscripție 51, motiv din care cred că am fost invitat eu să vă vorbesc. Nu știu ce anume să vă spun în afară de felicitări cu această zi. Este o zi importantă. Din cât știu, sunteți din peste 20 de țări, dar există lucruri care vă unește. Vă unesc și principalul lucru probabil care vă unește este țara din care voi veniți. Țara din care voi veniți este țara asta. Și eu foarte mult vă rog, în primul rând, pentru că viața este lungă și voi nu știți unde o să fiți peste 10, 15, 20 de ani, ce soartă o să aveți. Este o rugăminte din partea noastră, pur și simplu nu uitați de unde veniți. Încercați să vă mândriți cu moștenirea voastră, pentru că noi suntem nu o țară chiar așa de mare și așa de populată, dacă vreți. Noi suntem o raritate, noi suntem câteva milioane în toată lumea, așa că încercați să păstrați o mică parte din țara asta și cu voi pe toată viața și transmiteți-o mai departe. Eu foarte mult vă rog și vă îndemn să considerați, desigur, revenirea. Asta este ideal, dar realitatea este că, știți, alegerile totdeauna vă aparțin și mulți din voi nu o să revină. Chiar dacă nu o să reveniți pe totdeauna, voi oricum o să fiți și oricum sunteți Moldova.